Turismul pe Dunăre ocupă primele locuri în preferințele turiștilor străini. De la un sezon la altul, numărul persoanelor care ne vizitează țara este într-o continuă creștere. Sezonul turistic pe Dunăre în 2015 a debutat pe 1 aprilie, iar numărul navelor care au acostat în portul Giurgiu în prima jumătate a lunii este mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Sezonul din acest an va fi mai bogat în ceea ce privește numărul navelor care se vor opri în portul nostru. Sezonul turistic a început cu data de 1 aprilie, fără să fie păcăleală, și va dura undeva până pe 20 decembrie. Important este că în sezonul turistic 2015 vom avea cu 17 nave mai mult care vor acosta în portul Giurgiu. Deci undeva pe la 320 de nave sunt planificate dacă avem cotă suficientă pentru actualul sezon. În mod normal, până acum semnele sunt bune, apă pe Dunăre avem, pontoanele sunt pregătite, nu văd niciun fel de problemă care ar putea să stânjenească activitatea turistică în zonă. În ceea ce privește locațiile turistice vizitate în topul preferințelor majorității turiștilor, se află Delta Dunării, precum și capitala țării. Potrivit șefului Capitaniei Zonale Giurgiu, în ultimii 2 ani turiștii americani sunt cei care își manifestă un mare interes pentru meleagurile românești. Sezonul turistic pe Dunăre 2015 se va încheia pe 20 decembrie.